Noi am făcut împreună și câteva citiri care se numesc Aura Readings și aș vrea să te rog să ne vorbești un pic despre ce înseamnă un Aura Reading și care ar fi, să zic, în urmă, beneficiile unei astfel de citiri, ce se întâmplă, de fapt, într-un Aura Reading. Aura Reading este o tehnică de lucru cu noi înșine, eu o numesc de terapie spirituală, pe care oricine o poate învăța. Nu este vorba despre niciun fel de dar paranormal, așa. Este efectiv o tehnică care se poate învăța ca orice altă tehnică. Și desigur, ca și cu orice altă tehnică, fiecare dintre noi are o chemare către o direcție sau alta. Pentru mine, întâlnirea cu Aura Reading a fost efectiv o întâlnire, acea întâlnire, deci am simțit că am găsit ceea ce căutam. Asta s-a întâmplat în 2011, aici în Brazilia. Și pe scurt, așa, pentru că e foarte greu de pus în cuvinte o experiență care este unică pentru fiecare persoană, prin Aura Reading încercăm, căutăm, chemăm să stăm de vorbă cu propriul nostru suflet. Orice dezaliniere pe care o experimentăm în viața noastră de zi cu zi pleacă de la desconectarea noastră de propriul nostru suflet. Undeva pe drum am uitat cine suntem. Prin Aura Reading, căutarea, intenția este de a duce încă un pas mai aproape, încă o bucată din sufletul nostru aici, înapoi, în acest corp, în această inimă, în așa fel încât drumul nostru de zi cu zi să se alinieze pas cu pas cu drumul sufletului nostru, cu motivul pentru care am ales să venim aici, pe pământul ăsta, și să fim cine suntem. Și Aura Reading este, de asemenea, o unealtă de vindecare. Ea lucrează la nivel energetic, lucrează la nivel spiritual, lucrează în ceea ce eu numesc tărâmul miracolului. Într-o sesiune de Aura Reading, într-adevăr, se întâmplă lucruri miraculoase pe care poate într-o altă formă de terapie ar dura mult mai mult timp să ajungem acolo. Este o experiență profund feminină. Și ce să zic, trebuie să trecem prin asta ca să înțelegem despre ce e vorba. Da, așa, cine vrea e așa o experiență atât de plină de iubire și atât de bună și de blândă și de clară și merită. Eu, deși fac Aura Reading din 2011, la fiecare nouă citire, eu sunt așa fascinată de cât de frumoasă este experiența asta. Pentru mine este un dar, așa, de fiecare dată. Da, și pentru mine s-a simțit la fel de fiecare dată și e o regăsire a sinelui superior. E ca și cum prin tine se face o traducere, o comunicare directă între cine suntem noi în momentul de față și cine suntem noi cu adevărat. Da, rolul meu este practic exact ăsta, să fiu o punte de legătură între tine și tine, între persoana asta de aici, de zi cu zi, pe aia pe care o vedem în oglindă și noi înșine la nivelul ăla unde existăm și continuăm să existăm și vom continua să existăm pentru toată eternitatea.